Aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare. Citim Psalmul 143, versetul 10. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. A Lui care ne iubește și ne-a spălat de păcatele noastre prin însăși sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Am onoarea să transmit salutul bisericii noastre vouă celor de la conferință și frații v-au transmis prin mine următoarele. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Amin. Suntem la conferința aceasta împreună ca să recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu. Suntem aici ca să recunoaștem puterea lui Dumnezeu. Suntem aici ca împreună să strigăm cu toți, trăiască Domnul! Vrem să vorbim în continuare de călăuzirea care ne-o dă Dumnezeu. N-am făcut temele împreună cu fratele Virgil, nici nu ne-am propus. Dacă voi repeta câteva gânduri, luați-o ca o călăuzire de la Domnul, că ne-a călăuzit de fapt același Duh. Trăim, dragii mei, în vremea explorărilor cosmice. Personal am vizitat baza din Houston, din Texas, baza spațială NASA, unde e centru de comandă a tuturor zborurilor cosmice. Trăim în vremea unei explozii a tehnologiei, trăim în vremea în când am fost îndemnați să visăm îndrăzneți, trăim într-o vreme când cercetării sunt alocate sume și bugete foarte mari. Cu toate acestea, în seara aceasta, aș ruga pe toți cei prezenți să ne smerim și să recunoaștem statutul nostru care îl avem. Noi suntem ființe create, suntem ființe limitate. Avem o limită pe care noi nu o putem depăși, că noi, în viața noastră, depindem de Dumnezeu, că avem nevoie de un Dumnezeu care să ne călăuzească, să ne îndrume, să ne învețe și așa să facă Duhul Sfânt în seara aceasta. Atunci când vorbim de călăuzire, noi putem fi călăuziți odată de firea noastră pământească, conform versetului din 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 3, spunea Apostolul Pavel următoarele. Măcar că noi trăim în firea pământească, noi nu umblăm călăuziți de firea pământească. Dar există posibilitatea călăuzirii a firii noastre pământești. Deci noi putem fi călăuziți prin firea pământească și noi putem fi călăuziți prin Duhul lui Dumnezeu. Romani, capitolul 8, versetul 14, Apostolul Pavel spunea că toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Să ne facă Domnul în seara asta pe toți fiii lui Dumnezeu. De ce totuși oamenii acceptă călăuzirea firii pământești? De ce noi câteodată suntem surprinși că umblăm călăuziți de firea pământească? Cel puțin din două motive. Unu, noi trăim în firea pământească. Rețineți adevărul ăsta, deci noi trăim în firea pământească, chiar dacă suntem născuți din nou. Chiar dacă suntem născuți din nou, noi nu devenim neoameni, noi tot în carnea asta trăim. Pavel când spunea că noi nu umblăm călăuziți de firea pământească, el era născut din nou, plin de Duhul Sfânt, dar recunoștea că noi trăim în firea pământească. Noi am răstignit, dacă vreți, firea pământească, cu poftele și cu patimile ei,
Dar o bucată din firea noastră pământească, natura noastră adamică, o avem în noi și o vom purta cu noi până la mormânt. Și pentru că trăim în firea pământească, nouă ne-i mai ușor să umblăm călăuziți de firea pământească. În al doilea rând, mulți dintre noi încă au o părere bună despre firea pământească. Pentru că firea pământească e ca o monedă cu două fețe. Firea pământească nu-i numai rea. Firea pământească are o față bună, morală, religioasă. Firea pământească vine la adunare. Firea pământească cântă. Firea pământească poate să predice. Firea pământească face milostenie. Firea pământească are lucruri bune. Și pentru că noi ne uităm la firea aceasta care are lucruri bune, nu ne mai temem de firea pământească. Dar rețineți, această fire pământească care are o față frumoasă, are și o față care nu-i frumoasă. Căci faptele firii pământești, spune Pavel în Galateni, capitolul 6, sunt cunoscute și acestea sunt. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, îmbuibări, beții, ucideri și așa mai departe. Oamenii care umblă călăuziți de firea pământească, măcar că au o viață morală, aproape că n-ai ce să le reproșezi, din când în când partea cea rea a firii acționează. Nu ni s-a întâmplat chiar nouă, care avem cele din tâi roade ale Duhului, umblând în firea noastră pământească, fiind oameni morali, fiind oameni religioși, să înfăptuim câte o greșeală, să cădem într-o ispită și ne mirăm. Cum am putut eu să fac așa ceva? Cum a putut omul ăsta atât de moral, familistul ăsta atât de convins, să cadă într-o abatere așa de mare? Știți de ce? Că firea pământească are și fața ei frumoasă cu care ne amăgește, dar are și fața cea murdară și firea pământească cu amândouă lucrează. De aceea aș dori ca Duhul Sfânt în seara aceasta să ne ajute să îndepărtăm de la călăuzirea, de la cârmuirea vieții noastre cu totul și cu totul firea pământească și spun: Doamne, ajută-ne la aceasta. În seara aceasta, deci, nu mi-am propus să vorbesc de călăuzirea prin fire. Mi-am propus să vorbesc de călăuzirea prin Duhul Sfânt, prin Duhul lui Dumnezeu. Când vorbesc de această călăuzire, în primul rând aș vrea să vorbesc de necesitatea unei călăuziri permanente. Odată Iacov vrea să-și binecuvinteze nepoții pe Efraim și Manase. Și în Genesa, capitolul 48, cu versetul 15, spunea el așa: Dumnezeu părinților mei, Avraam și Isaac, Dumnezeu care m-a călăuzit din ziua nașterii mele și până acum, îngerul care mi-a fost de ajutor să binecuvinteze copiii aceștia. Iacov a recunoscut că călăuzirea lui Dumnezeu a fost din prima zi a nașterii sale. Ca și copiii noștri sunt călăuziți de Dumnezeu în virtutea sfințeniei părinților. Nu poți să-i cer la un copil de un an și 8 luni, umblă călăuzit de Duhul. Nici măcar la unul de 3 ani, nici de 5 ani. Dar în momentul când începe copilul să deosebească binele de rău, el trebuie să accepte personal călăuzirea lui Dumnezeu în viața lui. Deci călăuzirea lui Dumnezeu se manifestă din ziua nașterii. Și mergem în Isaia, capitolul 46, versetul 3 și 4, Dumnezeu a făgăduit un lucru și spunea așa: De la obârșia voastră v-am purtat în spinare, de la nașterea voastră v-am purtat pe umărul meu, până la căruntețele voastre voi fi cu voi, până la bătrânețele voastre vă voi purta, vă voi sprijini, v-am purtat și vreau să vă mai port și să vă mântuiesc. Dumnezeu să ne ajute! Deci iată că călăuzirea lui Dumnezeu trebuie să se manifeste din prima zi până în ultima zi a vieții noastre pe pământ, dar să aibă un caracter permanent. Isaia 58, versetul 11, câteva făgăduinți grozave acolo, pentru noi cei de la conferință. Spunea cuvântul Domnului acolo așa: Vă voi călăuzi neîncetat,
Vă voi hrăni sufletele în locuri pustii și fără apă. Voi da din nou putere mădularele voastre. Veți fi ca o grădină bine udată, ca un izvor al căror ape nu seacă. Și la asta conferința să spună amin. Îți binecuvântările lui Dumnezeu pentru noi. Eu chiar vreau în seara aceasta și binecuvântări pământești să reverse Domnul aici. Și peste voi și casele voastre. Eu chiar îmi doresc în seara aceasta celor care au mădulare și trupuri bolnavi să lasă Domnul putere de vindecare și să vindece pe cei bolnavi. Dar se pare că în importanța așezării versetului, primul lucru Dumnezeu spune așa: vă voi călăuzi neîncetat. Cel mai important lucru, cea mai mare binecuvântare care ne-o dă Dumnezeu, este o călăuzire neîncetată. Să umblăm în călăuzirea aceasta. Mi-aduc aminte de un om care a avut un moment de slăbiciune. Un om, autorul psalmului acestuia, vorbesc de David acum, care mereu l-a întrebat pe Domnul. A fost unul din oamenii care a întrebat mereu și mereu pe Domnul. Îl văd în fața cetății Țiglag, arsă, familii luate robie, calabalicurile furate. Și David a plâns până când n-a mai putut de plâns. Și la un moment dat strigă: Abiatar, fiul lui Ahimaleț, adă-mi, te rog, chivotul. Și când aduce Dumnezeu, aduce efodul, întreabă David: Doamne, să mă duc, îmi vei da înapoi, du-te că-ți voi da. El scapă cetatea Cheile și Saul aude și vrea să înconjoare cetatea. Și David aduce efodul și întreabă: Doamne, mă vor da locuitorii aceștia în mâna lui Saul? Și Dumnezeu îi spune: te vor da. Și iese din cetate. Omul care a întrebat mereu pe Dumnezeu, duceți-vă cu gândul în Valea Refaim, în lupta cu filistenii, întreabă David: să mă sui? Sui-te și bate. A doua oară întreabă: să mă sui? Nu te mai sui, așteaptă să auzi vuietul duzilor. David a fost omul care a umblat călăuzit de Dumnezeu. Până într-o zi, când plimbându-se pe acoperișul palatului, vede în vale o femeie frumoasă care făcea plajă. O paranteză dați-mi voie. Urie Hetitul era în prima linie a războiului. S-a dus să cucerească cetatea Raba fiilor lui Amon. Și când bărbatul era la luptă, femeia asta și-o permis să ducă să facă o baie publică, să facă plajă. Și David o vede și nu-i dă prin minte să strige: Abiatar, adă-mi efodul. Nu mai întreabă de Domnul. Călăuzit dintr-o dată de poftile firii pământești, trimite ca un ordin să vină femeia aceasta și David păcătuiește. Păcat care l-a plătit în familie, păcat care l-a plătit toată națiunea lui Israel, păcat care e ca o rușine pe obrazul frumos al lui David. Dragii mei, știți care e îndemnul meu în seara asta pentru toți? Și a cei care umblăm călăuziți, să nu ne permitem niciun pas fără Dumnezeu. Când nu ți-a vorbit Dumnezeu, când nu știi ce să faci cu familia, cu locuința, cu serviciu, cu slujba în adunare, nu-ți permite un pas călăuzit de fire. Strigă ca David altădată: adă-mi efodul, hai să-L întrebăm pe Domnul și cu siguranță Domnul ne va răspunde. Amin? Deci primul gând care l-am avut legat de călăuzirea aceasta, îi să fim totdeauna călăuziți de Duhul și niciodată de fire. Al doilea gând care l-am avut, că nouă ne trebuie o călăuzire permanentă și Dumnezeu ne-o promite din ziua nașterii până în ziua morții noastre. Aș vrea acum să amintesc ceva despre metodele sau formele în care ne călăuzește Dumnezeu. Când am citit în Sfânta Scriptură, am găsit mai multe modalități prin care Dumnezeu ne călăuzește. Psalmul 73 cu versetul 24 spune: Tu mă vei călăuzi prin sfatul tău, apoi mă vei duce în slavă. Prima metodă pe care o folosește Dumnezeu pentru călăuzirea noastră este prin sfat. Dumnezeu ne sfătuiește. A doua metodă este o metodă folosită de Dumnezeu prin împrejurări, prin diferite acțiuni. A treia metodă este o implicare directă a Îngerului Dumnezeu prin minunile care le face Dumnezeu.
Hai să revenim la prima metodă. Metoda lui Dumnezeu de a ne călăuzi este prin sfat. Dumnezeu ne sfătuiește cum? În primul rând, Dumnezeu ne sfătuiește prin Scriptură. Eu am o predică aparte despre importanța Scripturii și nu vorbesc în seara aceasta, dar îndemn pe toți, așa ca și fratele Virgil de mai înainte, mergeți acasă, oameni buni, puneți mâna pe Scriptură, veți vedea în ea o călăuzire care vă dă Dumnezeu cum nici n-ați văzut vreodată. Scriptura e metoda lui Dumnezeu prin care El vrea să ne călăuzească. Scriptura e metoda lui Dumnezeu prin care El ne vorbește. 2 Timotei 3,16, Pavel spunea, toată Scriptura e însuflată de Duhul Sfânt și e de folos să îndrepte, să mustre, să învețe, să dea înțelepciune, neprihănire. Dacă unul din seara aceasta își propune să citească mai mult în Scriptură, întreaga conferință e un câștig, să merită cheltuiala. Vă propuneți dumneavoastră lucrul acesta? Să cercetați mai mult Sfânta Scriptură? Dumnezeu să ne ajute! Amin. În al doilea rând, Dumnezeu ne călăuzește prin Duhul Sfânt și prin darurile Duhului Sfânt. Aici amintim de prorocie, diferite vise de la Domnul, Iov 33, Dumnezeu însă vorbește omului când într-un fel, când în altul, îi vorbește prin vise, prin vedenie de noapte, când omul e scufundat într-un somn adânc, ca să-l abată pe om de la rău și sufletul de la loviturile sabiei. Dumnezeu ne vorbește prin vise, Dumnezeu ne vorbește prin vedenie, Dumnezeu ne vorbește prin darul de cunoștință, ne vorbește prin darul de înțelepciune, și Dumnezeu are un fel special de a ne vorbi. Duhul lui Dumnezeu vorbește Duhului nostru. Dumnezeu ne vorbește prin prorocie. Nu mergeți la proroci cu gând să-l ispitiți. Nu alergați de la proroc la proroc pentru aceeași cauză. Mă întreabă cineva, frate Dragoș, dar de ce mi s-a întâmplat că am avut o lucrare așa? Am fost la alt proroc și am avut o lucrare total viceversa. Și eu am o explicație. Poate nu prorocul e divină, poate așa l-a pus Domnul să vorbească. Biblia spune următoarele, pentru că unii oameni n-au vrut să păstreze cunoștința lui Dumnezeu în inima lor, n-au crezut, n-au avut o dragoste de adevăr, Dumnezeu a îngăduit o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, scrie așa? Hai să dăm un exemplu. Iosif are două vise. Odată vede soarele și luna și 11 stele că se închină înaintea lui. Eu vă întreb, pe voi, cunoscători ai Scripturii, era de la Domnul visul? Da, da. Mai are un vis ciudat. Erau la legatul snopilor și snopul lui Iosif stătea în picioare și 11 snopi s-au aruncat înaintea lui. Era adevărat visul? Amin. Adevărat era visul. Dar eu vă întreb altceva. Iacob l-a crezut? O spus Iosif, doar noi venim eu cu mamă ta și cu frații tăi să ne închinăm înaintea ta. Ce cu visele astea? Era de la Domnul și nu l-a crezut. E acum vine partea a doua a versetului. Domnul îngăduie o lucrare de rătăcire să creadă o minciună. Și vin niște băieți de-a lui Iacob cu o haină muiată în sânge. Și spune plângând, tata, în pustie am găsit haina asta muiată în sânge. Vă întreb, era adevărat? O găsit în pustie? Nu! Dar vă întreb, Iacov a crezut-o? A crezut-o, că așa scrie în Biblie. Nu alergăm de la proroc la proroc, de la văzător, de la văzător să primim răspunsul care îl dorim noi. Nu facem ca Balaam, întrebăm pe Domnul de 10 ori un lucru până Domnul avem noi impresia că ne permite să facem lucrul acesta? Dar atunci rețineți, dragii mei, când Domnul vrea să ne călăuzească prin aceste două metode, noi trebuie să le luăm pe amândouă. În Matei 22, cu versetul 29, Domnul spune așa, vă rătăciți că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. E ca și cum ai vrea să înaintezi pe un lac vâslind cu o singură vâslă. Te vei roti, te vei roti și nu vei ajunge nicăieri. În jertfa de mâncare, care se aducea pe altar,
jertfa trebuia să aibă făină, un de lemn, sare și tămâie. Și spunea un poet al unei cântări, la cei care ignoră Duhul Sfânt, care neglijează Duhul Sfânt, e ca și cum ai avea masa plină și ai spune celorlalți, veniți, mâncați făină. Nu se poate mânca făină fără un de lemn și fără preparatul Sfânt. Unii merg pe Scriptură, fac bine, dar nu fac bine că neglijează lucrarea Duhului Sfânt. Alții, din potrivă, neglijează Scriptura și merg numai pe lucrarea Duhului Sfânt. Și dacă Scriptura e infailibilă, dacă Scriptura e adevărată și măsura prin care măsurăm toate celelalte lucrări, dați-mi voie să vă spun că în Ioan capitolul 4 spunea apostolul, frații mei, să nu dați crezare oricărui duh, că nu toate duhurile vin de la Dumnezeu, cercetați toate duhurile. Deci în prorocie se pot strecura și falsuri. Dar noi trebuie să luăm amândouă metodele de călăuzire, și cuvântul lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt. Mi-aș fi dorit să vorbesc ceva despre cuvântul de cunoștință. Dragii mei, noi suntem copiii lui Dumnezeu, suntem botezați cu Duhul Sfânt. Și pe mine mă doare când am 100 de numere de la proroci. Eu umblu cu proroci, iubesc lucrarea de prorocie, poate mai mult decât mulți dintre voi. Dar câteodată mă gândesc, dacă eu sunt copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu mi-ar putea vorbi mie. Dumnezeu, spunea cineva, e ca o stație care emite 24 din 24. El vrea să vorbească. A vorbit în răcoarea dimineții, în fiecare dimineață cu Adam. Psalmul 50, Dumnezeu, da, Domnul vorbește. Eu te întreb, tu copilul lui, că noi suntem copii, 1 Ioan 3 cu 1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Amin? Acum, dacă suntem copii al lui Dumnezeu, eu am făcut o probă la noi în adunare. Am luat o fetiță sau un băiat, nu știu, un copilaș mic de prima bancă și am spus, tu ai vorbit azi cu tăticul tău? Și ea rușinoasă s-a spus, da, ai vorbit. Și ce ți-a spus tăticul? Și ea mai rușinoasă, să fiu cu minte. Am spus, bravo, ascultă pe tatăl tău. M-am îndreptat către un frate în vârstă, am spus, frate, Dumnezeu e tată matale? Da, frate. Și matale ai vorbit cu tata matale astăzi? Și el a ridicat din umnă și a început să râdă. Zic, bine că nu mi-ai răspuns, că dacă îmi spuneai că ai vorbit, eu te întrebam și ce ți-a spus. Nu este posibil, dragii mei, copii al lui Dumnezeu, să nu vorbim cu tata nostru. Dacă un tată are 14 copii, 10 copii, nu cheamă unul și spune următoarele. Spune lui Vasilii să taie lemne, Maria să aducă apă, Gheorghe să facă nu știu ce. Cred în lucrarea de prorocie. Stimez pe prorocii adevărați, care au dar veritabil de la Dumnezeu. Dar eu am vrut ceva mai mult. Mi-am dorit să prorocesc, recunosc, și nu mi-a dat dar de prorocie Dumnezeu. Dar am dorit, am spus, Doamne, dar cu mine Tu nu vrei să vorbești? Dar mie n-ai nimic să spui. Dacă cad la un necaz, am fost cu un frate și mi-a spus, dă-mi telefonul lui Eugeniuc. Și l-a sunat pe Eugeniuc și în Spania, l-a sunat pe Franciuc și nu-i acasă. M-am dus eu la poarta unei prorociță și femeia era culcată. Și a spus, omul, nu mai știu ce să fac. Și am spus, dar de ce nu-l întreb tu pe Domnul? Știi că Domnul te poate călăuzi pe tine? Știi că Domnul îți poate vorbi ție? Mi-aș fi dorit, spun, să vorbesc ceva despre darul cunoștințe, că sunt bine încredințat. Că Dumnezeu când ne-a dat Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu e un butoi gol care face mare gălăgie. Nu, Duhul Sfânt are ceva. Domnul când ne-a botezat cu Duhul Sfânt, ne-a dăruit un dar al Duhului Sfânt. Spune-mi, care-i darul tău? Când te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, care dar l-ai primit tu de la Domnul? Și unii și mulți, eu o să vă dau acum câteva exemple și voi judecați-vă singuri. Poate prea amănunt pentru o conferință, dar poate vă prinde bine. Mama mea a rămas orfană de mamă de la 6 luni. Și când avea 5 ani, pe bunicul l-a arestat, l-a dus la Cernăuți pe 25 de ani. În luna februarie l-a luat de scult, bătut din post în post. O făcut 2 ani, o mit acasă, l-a prins la rugăciune, l-a dus iară. Și mama spunea mie așa, băi băiete, eu am trăit pocăința, măi.
De mic copil am trăit pocăința și nu-mi place cu pocăința ta. Veniți, beți cafele, râdeți, nu faceți o rugăciune. Păi unde era asta în vremea mea să vin un frate să nu facem o rugăciune? Și după toate astea se plângea odată și îmi spunea, și Dumnezeu nu mi-a dat așa un dar deosebit, măcar că mi l-aș fi dorit. Într-o seară eram în rugăciune și printr-o rog, mama mea are o prorocie, o lucrare. Ascultă, femeie, să nu spui că ceea ce știi tu e din înțelepciunea ta, ci este darul meu de cunoștință care l-am pus în tine. Ne ridicăm de pe genunchi și prorocul spune, soră, rar am văzut așa un dar mare la cineva. Ți-a dat Dumnezeu un mare dar. Și mama spune, ce dar mi-a dat, măi băiete? Soră, ai un dar de cunoștință. Nu se întâmplă să cunoști dinainte unele lucruri, ce gândesc unele persoane. Și mama spune, dacă vreți, eu acum spun tot ce gândiți voi. E așa a fost toată viața. Aveam probleme în adunare și nu îi le spunea la mama. Și ea venea și spunea, în adunare asta se întâmplă așa, asta, așa, asta, dinainte. Veneau surori în vizită la ea și sta de vorbă cu ea. Și odată o soră pleca și spunea, soră Minodora, eu dacă vorbesc cu matale 5 minute, gata, știu ce am de făcut. Ea avea un dar mare și nu știa că l-are. S-ar putea dintre noi nu știm care-i darul ce ne-l-a dat Dumnezeu, nu l-am cultivat, nu l-am înflăcărat, că una din caracteristicile darului e că se înflăcărează și nu l-am crescut și suntem vinovați. Când am fost la prima ungere cu un de lemn, m-a ordinat prezbiter, vine o soră și plânge, frate Dragoș, așa mă doare capul, dar eu mă uit la ea și spun, ei, soră Viorica, dar nu te doare tot timpul, numai câteodată. I-am spus, e drept, câteodată mă doare. Și zic, și n-are cum să nu te doară, că fetele astea nu știu să facă treabă. Ei spun, dar nu-i, așa-i drept. Păi dacă o trimis să dea mâncare la porc, îi spun eu, și e toarnă alături ea, cum să nu te doară capul? Și sora Viorica îmi spune, dar așa au făcut ieri. Ne rugăm pentru ea, plecăm, nevastă mă ia la mână și îmi spune, tu ai un dar ceva? Am niciun dar, ce dar să am tu? Băi, dar cum ai știut să-i spun? Aia i-am spus eu, măi omule, tu nu i-ai spus de la tine lucrurile astea. Cum i-ai spus așa de precis? Și-a trebuit în timp să mă rog Domnului și să văd că Domnul mi-a dat un dar de cunoștință. Și mulți dintre voi aveți darurile acestea, Domnul vrea să vă călăuzească prin el, dar nu știți că le aveți. Darul acesta de cunoștință, dragii mei, e când vezi o persoană și știi ceva, ea lucrează cu trepte de credință, prima treaptă e sub forma unei impresie. Am impresia că fratele este așa. Apoi vine o certitudine, sigur, apoi vine, te presează Duhul Sfânt mai mult și mai mult. Dar acest dar lucrează numai când ești în liniște, în pace, la mânioși, mânioși, nervoși, nu pot lucra cu darul acesta. Lucrează numai când nu cunoști ceva pe căi naturale, e o descoperire a Domnului, și lucrează când n-ai nimic cu persoana aceea, resentimente. Vreau în seara aceasta să vă gândiți bine, când vă boteza Domnul cu Duhul Sfânt, vă mai da ceva? V-a dăruit un dar și darul ăsta e pentru călăuzirea ta și pentru călăuzirea altora. Spuneam eu, important e ca Duhul lui Dumnezeu să vorbească Duhul de noi. În mod deosebit la rugăciune. Este un verset care spune, aruncați asupra lui îngrijorările voastre. Dar noi aruncăm rugăciunile. Dimineața mă spăl repede și spun rugăciunea în mașină. Că mă întârzi la servici, seara obosit, îi arunc, Doamne, ai milă de nevastă, mi-aș de copii, amin. Nu rugăciunile aruncați-le, aruncați îngrijorările. Cu rugăciunea stați cam psalmul 5, dimineața mi îndrept glasul spre tine și mă rog. Rugăciunea nu este un monolog, rugăciunea este un dialog. Eu mi îndrept rugăciunea și aștept, spunea David. Cele mai frumoase, dacă am vreo una, cele mai frumoase schițe de predici și predici care le-am primit, eu întotdeauna am primit pe genunchi. Când m-a rugat în voie, când mi-a spus, stau un ceas înaintea Domnului, cam psalmul 95, veni să ne plecăm genunchi, să cântăm, să strigăm către Dumnezeu. Și deodată vine versetul 8, așa vorbește Domnul, nu vă împietriți inimile. Când te-ai rugat ultima dată, ce ți-a spus Domnul? Sau nu l-ai mai ascultat? Ai aruncat asupra lui rugăciunea ta, ai milă de nevastă, că e bolnavă, de copii, că merg la școală, de colegii
Și când a vrut Domnul să spună ceva, n-ai mai avut timp, de unde călăuzire, dragii mei? Aș vrea să vă propuneți un exercițiu, nu la conferință, că e timpul scurt. Duceți-vă acasă, spune, Doamne, vreau un ceas să mă rog. Uite, mă uit acolo, încep la fix și până la fix. Ai să ai surpriza frumoasă că în ceasul acela Dumnezeu tău și te învață multe lucruri și te păzește de multe rele. Asta înseamnă călăuzire prin sfat. Să ne-o dea Domnul, amin? Apoi tot prin sfat e călăuzirea prin alță. Călăuzirea prin alță. Faraon Neco se ridica să lupte împotriva împăratului Cherchemișului Fenir. Iosia iese înainte. Grăbesc un pic predica mea. Și îi spune Neco, n-am treabă cu tine, Iosia, du-te acasă. Dumnezeu mi-a poruncit să mă duc să mă lupt cu împăratul Cherchemișului. Biblia spune următoarele. Dar Iosia n-a ținut cont de vorbele lui Faraon care veneau din gura lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu ne vorbește prin unii frați? Era așa o confuzie la biserica dintre neamuri, sărace, n-aveau Biblie, n-aveau cine știe ce proroci, nu știau ce să facă. Și au venit frații de la Ierusalim și au scris o scrisoare, apostolii, prezbiterii și frații, sănătate, uite, asta aveți de făcut. Cine i-a călăuzit pe cei dintre neamuri? Frații de la Ierusalim. Apostolul Pavel spune fraților, Evanghelia care o propovăduiesc eu, nu-i de o bârșie omenească, n-am primit-o de la un om, e prin descoperire de la Dumnezeu. Și după 14 ani, în urma unei descoperiri, Galateni capitolul 2, m-am suit la Ierusalim să stau de vorbă cu apostolii, să văd. Evanghelia care o propovăduiesc eu e așa? Eu văd aici o mare umilință la Pavel. Pavel care a fost răpit în al treilea cer, Pavel un monument de cultură generală, se duce la Petru, la Toma, la Bartolomeu și spune, fraților, uite cam asta predic eu. Eu am văzut predicatori care, vorba fratelui Virgil, prea deștepți să se mai consulte cu alții, prea călăuziți ca să se mai consulte cu frații. Și o iau într-o direcție greșită și așa merg. Să știți că Dumnezeu ne vorbește și prin frați. Amin? Dragii mei, aș vrea să vorbesc de călăuzirea prin împrejurări. Odată Moise, nu știu ce voce avea, știu că era gânga, asta știu, dar au făcut și el o cântare. Și în Psalmul 32 cu versetul 12 spunea așa, așa a călăuzit Domnul singur pe poporul său și niciun alt Dumnezeu nu era acolo. Și eu am întrebat, cum așa? Cum a călăuzit Dumnezeu pe Israel? Ei, cum? Cum scrie mai sus în versetul 11. În versetul 11 spune așa, ca vulturul care scutură puii, își zboară deasupra, scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, îi ia pe aripile sale și poartă pe penele sale. Așa face vulturul. Acum cred că nu sunt două săptămâni, eram în Spania, la hotarul cu Franța, la poalele munților Pirinei. La un om care are un domeniu de vânătoare de peste 3.000 de hectare. Îmi spunea administratorul care era un pocăit, că are sute de cerbi de mistreți și e un mare domeniu, vin toți bogați în Spania acolo. Dar fratele ăsta îmi spune și că voiam să vă arăt altceva. Și m-a dus cu o mașină de teren unde n-am crezut că se poate ajunge, nu vă spun câte rugăciuni am făcut, exact în vârful unei stânci. Când am coborât la vale, pe stâncă goală, singura întrebare era, nu poate mașina să vină peste cap? Și fratele țeală, fraților, voi sunteți pocăiți, cum să vină mașina peste cap? Multe rugăciuni am făcut. Ce-o vrut să-mi arate el pe vârful stâncilor? Era o rezervație naturală în care erau sute și mii de vulturi. Îmi spunea că acum într-o zi la un fermier i-au pierit câteva oi, le-au aruncat acolo, frate Dragoș, spun oamenii care au văzut că erau peste 2.000 de vulturi. Și au spus, te-am urcat în vârful stâncii să vezi cum își fac cuiburile. Cuibul de vulturi era undeva jos și eu mă uitam cu binoclu, cu ochiul liber și vedeam vulturii care aveau o anvergură de peste 3 metri. Zburau așa în preajma noastră și fratele mi-a spus ceva ciudat. Vulturii îs greoi când își iau zborul. Ei locuiesc pe stânci înalte, se aruncă în gol și își desfac aripile. Îmi spunea fratele, dacă este un vultur, că el i-o da mâncare și-o prins vultur și îl fugărește în vale să-l prinzi, el își întinde aripile să zboare.
Dar dacă fugărești un vultur la deal, l-ai îndreptat cu fața la deal și îl fugărești la deal, nu poate zbura. Îl ajungi din urmă și îl prinzi. Că el e foarte mare, el avea în gura și nu-și poate deschide aripile pe pământ. Ei bine, vine Moise și spune, așa a călăuzit Dumnezeu pe poporul său. Adică le scutură cuibul și pui ăia leneși de vulturi, văzându-se în gol, încep să dea din aripi. Și când vede vulturul bătrân că obosesc, că ia pe aripile sale, spun cercetătorii, îi ridică sus și iar îi lasă. Hai să vă dau un exemplu. Domnul Iisus Hristos le spunea în Fapte 1 cu 8 la ucenici, voi să nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți primi o putere de sus și îmi veți fi martori. În Ierusalim, în Iudeia, în Galileea, în Samaria și până la marginile pământului. Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, porunca Domnului. Dar eu mă duc la adunare la Ierusalim. Era mai mare har ca la voi. Dumneavoastră așteptați niște predicatori, niște cântăreți care au fost extraordinari, niște proroci aduși și Domnul să-i binecuvinteze. Dar nu se poate asemăna asta cu ce era la Ierusalim. Eu îl văd la Ierusalim ridicându-se pe Petru, în care lacrimele alea de căință în ochi. Îl văd pe Petru când le spune fraților, era noaptea, era întuneric, eram pe mare și eu am mers pe ape ca pe uscat, că m-a chemat Domnul. Îl văd pe Petru cum povestește lucrările lui și tace Petru. Și ia Ioan, mai timid, mai tânăr cuvântul, și spune fraților, în noaptea cinii m-am plecat tâmpla pe pieptul Domnului. Vreau să vă spun, am fugit la mormânt dimineața și am intrat în mormânt și am văzut ștergarul gol. Și la urmă se ridică Toma și predică, fraților, mi-e rușine, dar acum sunt credințat. Când o strigat învățătorul la mine, Toma, adă și pune degetul în coapsa mea și în palma mea și nu fi necredincios. Știți cât era de frumos? Ce proroci erau acolo, ce proroci! Și când era foame, venea Prohor cu Nicanor și spunea, toată lumea coboară la masă. Le spunea Nicolae, adă castroanele, Filip, tu adă polonicile. Și era bucurie mare la Ierusalim. Unde Galileea, unde Samaria, unde marginile pământului? Și atunci Dumnezeu îi călăuzește. Vine și le scutură cuibul de la Ierusalim. Adunarea aceea frumoasă și plină de har, Dumnezeu îngăduie o prigoană și Filip, care ieri număra polonicile și făcea proces verbal, ajunge în Samaria. Și Dumnezeu face prin el semne și minuni nemaipomenite. Cine l-a trimis pe Filip acolo? Dumnezeu l-a călăuzit acolo. Am desprinde aici o învățătură. Ascultă-mă, dragul meu, se întâmplă câteodată când Dumnezeu scutură casa ta. Dumnezeu scutură familia ta și vezi că te scutură Dumnezeu. Și poate te scutură de multă vreme. Nu crezi că Dumnezeu ar vrea ceva de la tine? Nu crezi că e o călăuzire specială a lui Dumnezeu pentru tine și casa ta? Câteodată Dumnezeu scutură câte o biserică. Și Dumnezeu vrea ceva de la biserica aceea și noi nu înțelegem călăuzirea lui Dumnezeu. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune. Să ne dea multă pricepere, amin? Să înțelegem că unele împrejurări Dumnezeu le face așa ca să ne călăuzească pe noi. Aduceți-vă aminte de 40 de iudei care s-au legat cu jurământ să-l omoare pe Pavel. Dar un băițel nebăgat în seamă de 12 ani se duce să-i spune lui Pavel și la capitan, ăștia vor să-ți ceară în cetățuie să te omoare. Acolo nu a fost nici Scriptură, nu a fost nici Duh Sfânt, nu a fost nici un înger, a fost o împrejurare creată de Dumnezeu. Fiți atenți și la metoda aceasta. Ultima metodă a lui Dumnezeu spune în Exod capitolul 13, versetul 21. Domnul a călăuzit pe poporul său, mergând înaintea lui ziua printr-un stâlp de nor, și noaptea printr-un stâlp de foc, ca să poată să meargă și ziua și noaptea. Se pare că timpul a expirat. Eu aș dori, în încheiere, să vă spun următoarele lucruri. Umblați călăuziți de Duhul și niciodată de fire. Amin? Amin. Umblați într-o călăuzire permanentă, neîncetată. În fiecare zi să stăm sub călăuzirea lui Dumnezeu. Amin?
Am vorbit de metodele de călăuzire prin sfat, adică prin Scriptură, prin Duhul Sfânt și prin sfatul dat de oameni. Am vorbit de o călăuzire specială a lui Dumnezeu prin împrejurări, când ne scutură cuibul și casa și familia și ni se îmbolnăvește și soția și copiii, nu ne mai ascultă. Bagă de seamă, Domnul vrea să spună ceva prin astea. Ceva nu este în regulă cu casa ta. Și am vorbit de o călăuzire specială a lui Dumnezeu prin îngerii cei tari în putere. Provocarea mea a fost, îndemnul meu a fost, și dacă veți încerca să-mi spuneți, faceți-vă timp și ascultați glasul Domnului. Acordați-vă pe frecvența lui Dumnezeu și Dumnezeu vă va călăuzi și ne va duce în veșnicie. Amin.